Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Două săptămâni, atât mai avem de așteptat, până la competiția supremă. Jocurile olimpice de la Tokyo încep vineri, 23 iulie. Va fi un eveniment important și pentru televiziunea română, care va oferi 220 de ore de transmisie din Japonia. Această ediție a Jocurilor Olimpice este una atipică, luând în calcul pandemia de COVID-19. Chiar și așa, delegația noastră va porni cu gânduri mari în Țara Soarelui Răsare. Vom dedica emisiunea din această seară Olimpiadei, iar în prima parte discutăm cu domnul Cristi Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă. Ne punem mari speranțe în tenisul de masă. Așadar, bună seara, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezență. Dacă ne auzim, domnule președinte, bună seara. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă rog să ne spuneți, domnule președinte, bună pentru seara, început, bine v-am găsit. Cum sunt sportivii noștri cu o săptămână înainte de plecarea la Tokyo? Plecarea este programată vinerea viitoare, din ce înțeleg. Da, programul este foarte bine stabilit. Pe data de 15 dimineață plecăm spre Tokyo. Sunt mai multe ramuri sportive care fac deplasarea cu un charter, printre care, bineînțeles, și tenisul de masă. La momentul acesta, sportivii se găsesc în cantonament, la Izvorani, acolo unde mai multe sporturi sunt în pregătire, într-un fel de bulă, unde lucrurile sunt foarte bine structurate și stabilite, tocmai pentru ca ei, împreună cu antrenorii, să nu interacționeze cu alte persoane. Bineînțeles, încercăm să ne ferim cât mai mult de acest virus care ne-a dat atât de mult de furcă. Ce ne puteți spune despre echipa României? Va participa Eliza Samara, Bernadette Soci, Irina Ciobanu, alături de Ovidiu Ionescu. Antrenori sunt Viorel și Andrei Filimon. Dacă m-auziți, domnule președinte, ce ne puteți spune despre componența echipei României? Da, echipa standard, echipa noastră, Bernadette, rezervă Irina Ciobanu, la băieți doar proba de simplu, Ovidiu Ionescu și, bineînțeles, proba de dublu mixt, Ionescu-Șeci, Bernadette. Noi spunem că după campionatul european de la Varșovia, care a avut loc acum două săptămâni, acolo unde a fost... Dacă mă auziți, domnule președinte? Să spunem așa, o repetiție generală. Spunem că... Eu vă aud, dar foarte greu, v-am spus, sunt undeva pe traseu. Nu știu cât de bună este acum conexiunea auzim, mea de internet. Acum ne auzim, din fericire, vă rog să continuăm. Să sperăm că o să țină legătura de pe internet cu noi. Sper și eu. V-am spus, suntem destul de bine pregătiți. Din punct de vedere medical, toți sportivii sunt valizi, și fetele și Ovidiu Ionescu. Sunt în pregătire acolo la Izvoran, cum spuneam, și suntem încrezători, bineînțeles, că vom obține acea medalie pe care ne-o dorim de atâta vreme. Cum s-au adaptat sportivii noștri la acest cantonament de la Izvorani? Au stat izolați de familii, de cei dragi și au continuat pregătirea. Pe asta s-au axat. Ce aș putea spune? Bineînțeles că nu este tocmai plăcut să nu poți să interacționezi, să nu poți să faci o plimbare în altă parte decât în sală, să stai într-un perimetru restrâns, dar astea sunt condițiile, am înțeles foarte bine. S-au adaptat destul de bine și suntem convinși că, până la urmă, noi am spus dintotdeauna, cei care vor rezista cu psihicul și vor avea un psihic mai puternic, aceia chiar vor reuși să facă și performanțe. Vă dați seama că fiecare sportiv nu și-a dorit un asemenea lucru. Am văzut și noi că și la Tokyo sunt probleme, deja s-a reinstaurat starea de urgență, vom juca fără spectatori. Astea sunt condițiile, trebuie să ne adaptăm.
Nu avem ce face. Spre deosebire de alți sportivi, Eliza Samara și Ovidiu Ionescu au participat la o competiție importantă chiar înainte de Tokyo. Au fost la campionatul european de la Varșovia. Eliza s-a întors cu o medalie de bronz. Este o bucurie mare pentru țara noastră. Ovidiu s-a oprit în sferturi. Cum apreciați aceste performanțe? Da, repet, rezultatul Elizei a fost unul foarte bun. Din punctul nostru de vedere, și al ei, bineînțeles, ar fi putut chiar să acceadă în finală dacă ar fi fost un pic mai atentă la finalurile de set, ceea ce la analiza pe care am făcut-o ulterior a observat și ea ce greșeli a făcut. Bineînțeles, analiza pe care a făcut-o alături de antrenorul Filimon. Ovidiu Ionescu a avut un parcurs foarte bun. El a învins și a bătut jucători foarte bine clasați în clasamentul european și mondial, dar Freitas, un jucător deosebit, stângaci în primul rând, a avut poate o zi mai bună și Ovidiu nu a reușit să-i găsească, știu eu, toate hibele pe care le avea în joc să poată să câștige. Dar, din punct de vedere al jocului, noi spunem că Ovidiu s-a comportat foarte, foarte, foarte bine. Chiar și Sioci Hunor, ceilalți componenți ai lotului care au făcut deplasarea, au avut rezultate deosebite. Nu aș putea spune că au jucat rău sau nu s-au dedicat și n-au dorit victoria. Nu, din contră, au jucat foarte bine, cu dorință, dar este prima mare competiție după 2020, an în care cu toții știți prea bine ce s-a întâmplat. Am stat în izolare, la Varșovia, toată lumea și-au reluat activitatea, să spunem așa, și a fost o repetiție bună înainte de Jocurile Olimpice. Și la Varșovia s-a semnat acordul de organizare al campionatului european de seniori pe echipe, competiție care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 28 septembrie-3 octombrie. Vă rog să ne dați mai multe detalii, domnule președinte. De acord, într-adevăr, acolo Federația Română, prin mine și secretarul general Adriana Zamfir, am semnat acest contract, bineînțeles acord, în care s-au stipulat mai multe lucruri pe care organizatorul, în speță Federația Română de Tenis de Masă, trebuie să le rezolve pentru buna desfășurare a acestui campionat european, turneul final, masculin și feminin. De fapt, este competiția care în urmă cu 2 ani, 2019, România la Nant devenea campioană europeană. La fete, știți prea bine, România este campioană europeană în titră, ceea ce ne bucură. De fapt, ultimele două ediții România le-a câștigat. Sperăm ca și la Cluj să reedităm acest succes, să câștigăm pentru a treia oară consecutiv. Fetele își doresc foarte mult și noi, bineînțeles, și ne vom pregăti în consecință, dar deocamdată avem acest scop, Jocurile Olimpice, și sperăm să obținem un rezultat deosebit și acolo. Cât de bine le-a prins sportivilor noștri această participare la... organizatorii. Vă rog. Am fost deja... Vă rog. Din punct de vedere organizatoric, am fost deja de două ori la Cluj. Am reinspectat, să spunem așa, sala polivalentă, infrastructura pe care o avem și o aveți acolo. Lucrurile sunt în desfășurare. Deja pot spune că am pornit organizarea campionatului european. Vor fi destul de multe surprize, surprize de bine, spun eu, pentru că acest campionat se dorește a fi standard și să standardizeze pentru următoarele campionate europene, ceea ce ne bucură. Deci vom fi cât mai riguroși în ceea ce facem, ca să arătăm bine și să... știu eu, alături de Federația Europeană, să standardizăm acest campionat european, proba pe echipe.
După succesul pe care l-am avut la campionatul european de juniori desfășurat în anul 2018, mă gândesc că era firesc să primim organizarea unui turneu final și la seniori. După aceste vizite pe care le-ați avut cu oficialii Federației Europene de Tenis de Masă, ce v-au spus aceștia despre nivelul nostru, despre facilitățile oferite și totodată v-aș ruga să comentați puțin felul cum s-a dezvoltat tenisul de masă din România în ultimii ani. Da, în speță acest inspecția care a avut loc la Cluj, aș putea spune că n-a fost chiar o formalitate, cunoșteau sala, cunoșteau infrastructura, hotelurile, tot ce însemna acolo, într-adevăr, știau din 2018, dar a trebuit să reinspectăm toate bazele sportive și tot ceea ce există acolo. Lucrurile sunt ok, sunt în regulă, avem tot ceea ce ne trebuie pentru bună organizare și, bineînțeles, sunt câteva lucruri pe care va trebui să le rezolvăm. Nu sunt atât de grele și importante, spunem că sunt rezolvabile și suntem în planul de organizare. Pas cu pas vom rezolva lucrurile, dar asta se va întâmpla după ce vom veni de la Tokyo. Și aș putea spune că pentru ultimele două luni înainte de 26 septembrie ne mutăm la Cluj să punem la punct fiecare detaliu. Pentru că vrem să arătăm bine, vrem să arătăm că România este în stare să organizeze o competiție de cel mai înalt nivel în tenis de masă. Să ne întoarcem așadar la Jocurile Olimpice. La a doua întrebare, din punct de vedere al... Vă rog. Vă rog, puteți adăuga. Aș putea spune că tenisul de masă în ultimii 10-12 ani aș putea spune că are un parcurs, a avut un parcurs deosebit de valoros, de un parcurs foarte bun. Și asta nu este o simplă laudă, aș putea să, dacă facem o statistică la medalii, la seniori, juniori, cadeți, copii, România a acumulat destul, zeci și poate chiar sute de medalii. Să nu uităm în primul rând că în ultimii 12 ani România la seniori, senioare, echipa de fete, a jucat 6 finale de campionat european, proba pe echipe, 6 finale consecutiv. Primele 4 le-am pierdut, iar ultimele 2 le-am câștigat. Asta arată o valoare, adică nu este o chestiune întâmplătoare să joci 6 finale consecutiv, înseamnă că generația și sportivii pe care îi creștem în țară sunt foarte, foarte valoroși. De aceea ne dorim să jucăm și a 7-a finală la Cluj și să câștigăm încă o dată campionatul european proba pe echipă. Doamne ajută, așa să fie și Doamne ajută să avem cât mai mulți spectatori în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Și când vine vorba de spectatori, domnule președinte, m-aș întoarce cumva la Jocurile Olimpice. S-a anunțat faptul că acest eveniment sportiv suprem nu va avea spectatori. Cum apreciați viitoarele condiții de desfășurare a Jocurilor Olimpice și la ce putem spera din punct de vedere al tenisului de masă? V-am spus, da, ne pare rău că nu vor fi spectatori. Orice sport se joacă fără spectatori, parcă nu este chiar o plăcere să joci cu o sală goală sau un stadion gol. Asta sunt condițiile, trebuie să ne adaptăm, nu avem ce face. Iar din punct de vedere al șanselor noastre pentru obținerea acelei medalii, eu consider că și altă dată declarația mea a fost foarte fermă și clară. Cred că la proba pe echipe, fete, avem o mare șansă, pentru că echipa României este o echipă omogenă și avem o mare șansă să obținem această medalie și, nu în ultimul rând, proba pe dublu mixt, Sochi Ionescu, ar putea să obțină un rezultat foarte bun, chiar o medalie, pentru că, am spus, sunt doar 16 cupluri, 16 dublu mixt care s-au calificat la Jocurile Olimpice, deci un tablou de 16 după primul meci
ai putea să ajungi deja în primii 8, iar după aceea să joci pentru medalie. Ceea ce considerăm că este relativ mult mai simplu decât la un campionat european sau la un campionat mondial. Domnule președinte, vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru disponibilitate și vă rog să le transmiteți multă baftă sportivelor și sportivului nostru la Jocurile Olimpice de la Tokyo și drum bun, sperăm să avem rezultate cât mai bune acolo. Meciurile, vă reamintesc că vor fi transmise în direct de către Televiziunea Română. La Tokyo vom avea o disciplină nouă și anume basketul 3-3. Dacă nu ne permitem prea multe, am putea spune că țara noastră a pus bazele recunoașterii acestui sport deosebit de spectaculos. Basketbalistele și-au petrecut toată vara la Izvoran și de-abia așteaptă să ajungă pe pământ în Nippon. Chiar și la această oră jucătoarele sunt pe teren, însă ne va spune cum merge pregătirea lor domnul Claudiu Fometescu, antrenor federal în cadrul Federației Române de Basket. Bună seara, domnule Fometescu! Bună seara! Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri faptul că vă aflați la Costinești, acolo unde se desfășoară meciurile campionatului național de mini-basket. În curând va începe și campionatul Under 12, deci viitorul basketului românesc este acolo la Costinești, unde vă aflați și dumneavoastră. Vă mulțumesc așadar pentru prezență. Vă rog să ne spuneți despre basketbalistele de la 3-3. Cum merge pregătirea lor? Cum le-ați simțit? Fetele noastre sunt în pregătire. Am decis să mergem la Izvorani, în baza Comitetului Olimpic Român, și ne dorim să fie la sfârșit încununată toată această pregătire de o medalie. Ce ne puteți spune? Noi, mă rog. Noi credem că fetele noastre sunt pe o pantă ascendentă. Ne dorim ca la ora competiției, începerii competiției pe 24 iulie, să fim în formă maximă și, bineînțeles, să fim sănătoși până acolo. Cred că asta este în această perioadă prima condiție. Lotul nostru va fi alcătuit din Sonia Ursu, Claudia Ciuici, Gabriela Mărginean, o jucătoare pe care clujenii o cunosc, fiind născută în orașul Cluj-Napoca, și Ancuța Stoienescu. Cum ați alcătuit acest nucleu? Pentru că au fost foarte multe jucătoare care și-au dorit să reprezinte România. Noi ne-am pregătit pentru această competiție începând de vara trecută. Chiar dacă a fost pandemie, fetele s-au aflat de 3 ori, câte 3 săptămâni în pregătire, tot la Izvorani, într-o carantină, să spun eu, foarte severă. Și, practic, selecția a început vara trecută. Cum s-a ajuns la această formulă de 4 jucătoare? Cu ajutorul antrenoarei, bineînțeles, și cu sprijinul staffului tehnic. Este o formulă în care noi ne punem mari speranțe și, bineînțeles, cred că toată România. Ați spus la început că este o disciplină nouă, este o disciplină nouă în care, eu știu, România a investit și a inițiat această mișcare, 3-3, basket 3-3, și suntem mândri de asta. Care sunt motivele pentru care Federația Română de Basket a investit atât de mult în basketul 3-3? V-ați dat oare cumva seama că este mai ușor să ajungem la turnee finale importante și chiar la Jocurile Olimpice prin basketul 3-3? Pentru că în basketul 5-5 este destul de dificil să bifăm un turneu final. Asta dacă nu suntem țară organizatoare, așa cum s-a întâmplat în 2017 la Eurobasket. Eu cred că atunci când ai o șansă să te califici la Jocurile Olimpice, o iei. Și asta s-a întâmplat cu Federația Română de Basket. Când am realizat că avem șanse să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo, am făcut tot ceea ce a depins de noi să ne calificăm și ne-am calificat. Mai departe, cred că acest fenomen 3-3 trebuie să continue și sunt unul dintre oamenii care crede în această mișcare. Cum s-au adaptat fetele noastre la cantonament, la viața departe de familii, de cei dragi, doar pregătire asiduă, practic la acest regim au fost supuși toți sportivii?
care merg la Olimpiadă, destul de ușor. Da, a spune că destul de ușor, ținând cont că toate fetele sunt sportive profesioniste, câștigă, eu știu, un loc în fruntea sportivilor de elită prin atitudinea lor și atunci, da, a fost greu, dar nu am avut niciun fel de problemă. Toată lumea a răspuns pozitiv, toată lumea și-a dorit să dea totul și suntem în momentul în care în două săptămâni trebuie să culegem și roadele acestui efort comun. Cine s-a ocupat de pregătirea sportivelor? Știu că este o antrenoare din străinătate. Da, avem o antrenoare din străinătate, dar avem un staff foarte important. Tatiana Galova este antrenoarea principală. Avem un antrenor secund, Alexandru Olteanu de la Constanța. Avem nutriționist, avem kinetoterapeuți, avem psiholog, avem cam tot ce ne trebuie și de asta spun că efortul a fost comun. Cât de important a fost, de exemplu, psihologul, l-ați amintit, adineauri pentru sportive, în condițiile în care, așa cum spuneau, s-au pregătit asidu și s-au pregătit de parte de familie în condiții atipice, timp de foarte multe săptămâni. Eu sunt convins că fiecare membru al staffului și-a pus amprenta într-o anumită măsură asupra pregătirii și psihologul cred că acum este momentul înainte de competiție și nu știu dacă știți, fetele noastre sunt într-o carantină extrem de severă acum înainte de urcarea în avion, să spun, pe 15 vor pleca spre Japonia, iar de pe 1 iulie sunt într-o carantină până pe 15 când vor decola spre Tokyo. Cred că acum este rolul cel mai important al psihologului de a le ține concentrate și credeți-mă că nu este ușoară deloc carantina. Ce înseamnă pentru basketul românesc această prezență la Jocurile Olimpice? Chiar citeam o statistică interesantă. De 70 de ani nu a mai fost basketul românesc prezent la Jocurile Olimpice. Se întâmpla în 1952 la Helsinki, când naționala masculină a jucat meciuri acolo. De atunci, bineînțeles, n-a mai putut emite pretenții. Sincer să fiu, este o premieră și este extrem de onorant să fii printre oamenii care se urcă în avionul de Tokyo și să stai lângă sportivi de elită, lângă campioni olimpici. Cred că este o mândrie pentru toată lumea. Federația Română de Basket își dorește să nu fie ultima olimpiadă și atunci eforturile trebuie să continue. Da, suntem onorați că facem parte din echipa olimpică. Din Team România, cum suntem denumiți. În cadrul turneului de 3x3 la feminin s-au calificat 8 echipe. Acestea sunt Franța, Rusia, China, Italia, Japonia, Mongolia, Statele Unite și România. Se va juca după sistemul fiecare cu fiecare. Adversari de top, domnule Fometescu. Ce ne puteți spune despre echipele pe care le vom întâlni? Vom întâlni Naționala Statelor Unite. Nu au performanțe atât de răsunătoare în basketul 3x3, însă știm cu toții ce forță reprezintă America în basketul mondial. Vorbim de cea mai importantă competiție, de Jocurile Olimpice. Vorbim de oameni care mănâncă performanță. Vorbim de echipe foarte puternice, de țări foarte puternice, toate cele 8 țări, chiar dacă spunem noi că nu au performanță, eu știu, Statele Unite, credeți-mă că au jucătoare senzaționale. Toate competitoarele noastre reprezintă forțe în basketul 5x5, poate mai puțin Mongolia. Dar va fi greu și am încredere în echipa noastră că va da totul pe teren. Putem spera în acest sens chiar la o medalie? Ținta noastră asta este. Ne dorim o medalie. Ar fi extraordinar, dar faptul că suntem la Olimpiadă și la Jocurile Olimpice și că avem șansa să ne măsurăm puterile cu
forțele mondiale în basketul 5 la 5 și în 3 la 3, credeți-mă că este cel puțin la fel de important când vorbești despre Statele Unite, când vorbești despre Rusia, când vorbești despre China. Sunt puteri în sport și atunci cu siguranță vor alinia poate echipe mult mai puternice decât au arătat până acum. Spuneați că Statele Unite nu reprezintă o forță în 3 la 3. Eu le-am văzut și reprezintă o forță. Cum intenționează Federația Română de Basket să dezvolte basketul 3 la 3? Ce planuri aveți? De exemplu, știu că la campionatul național de mini-basket, dar și la U12, sunt deja meciuri 3 la 3. Atât la feminin cât și la masculin. Este primul pas. Este primul pas și ne dorim să continuăm. Inițiem un campionat național sub 18 ani, masculin și feminin. Inițiem campionate naționale de 3 la 3. Inițiem Cupa României 3 la 3. Vorbesc despre echipele de seniori. În principiu ne interesează și suntem oarecum obligați, prin faptul că suntem la Jocurile Olimpice, să continuăm tradiția 3 la 3. Și credeți-mă că o să o facem. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre felul cum apreciați competiția de 5 la 5 la Jocurile Olimpice. Meciurile se vor juca fără spectatori. Sunteți însă un important om de basket din țara noastră. Spania va fi cu Pau Gasol, cu frații Gasol pe teren. La Național Americii avem un lot diferit față de campionatul mondial și cu siguranță dorința de revanșă este mare la americani. Basketul 5 la 5 înseamnă pentru mine în acest moment poate cel puțin la fel cu, cu basketul 3 la 3. Am stat atât de concentrat pe acest lot, lotul nostru de 3 la 3, încât aș spune că am neglijat 5 la 5. Dar cu siguranță va fi o competiție frumoasă. Așteptăm Spania, așteptăm toate echipele să ne arate adevărata frumusețea basketului 5 la 5. Da, am o favorită, Spania, dar aștept și surprize. Și cu siguranță o să fie surprize și sperăm ca România să fie una dintre surprizele la Jocurile Olimpice, la basketul 3 la 3. Domnule Fometescu, vă mulțumesc pentru prezență. Vă las să urmăriți meciurile de la campionatul de mini-basket și vă rog să le transmiteți multă baftă din partea noastră jucătoarelor României. Doamnelor și domnilor, ediția noastră dedicată Jocurilor Olimpice a ajuns la final. Vă recomand să nu ratați ediția specială de duminică la ora 19 în direct la TVR1. Sportivii români vor depune jurământul înainte de plecarea la Tokyo. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută, la revedere!